Eu cred că este un proces juridic, dar cu conotații foarte puternice de ordin politic. Dar, în general, acest demers al guvernului, cum îl vedeți? Era necesar? Să admitem că astăzi Curtea Constituțională va declara acest partid neconstituțional. Deci aici vine neclaritatea. Ce se va întâmpla mai apoi? Există instanțe la care poate fi contestată o asemenea decizie? Eu nici pe departe nu sunt convins că Curtea Constituțională va lua o decizie de a declara acest partid neconstituțional. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Guvernul dorește declararea neconstituționalității partidului Șor și a ajuns cu această sesizare în fața Curții Constituționale, care o examinează începând cu data de 10 mai. Este o premieră pentru Republica Moldova și un subiect complex, astfel că am decis să-l abordăm mai în detalii în cadrul a două ediții. Un prim interviu la această temă l-am realizat cu domnul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, în prezent expert la Societatea Germană pentru Cooperare Internațională pentru Asia Centrală, în domeniul promovării statului de drept. Curtea Constituțională examinează, iată, începând cu data de 10 mai, sesizarea guvernului privind verificarea constituționalității partidului Șor, argumentele de bază fiind faptul că această formațiune ar încălca statul de drept și ar fi un pericol pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ați reușit să urmăriți ce se întâmplă în acest context în Republica Moldova și cum vedeți dumneavoastră începutul acestui proces? Da. Mai întâi de toate vreau să remarc că probabil sunteți singurul jurnalist care a formulat corect problema, deoarece în parcursul ultimul două săptămâni am avut mai multe discuții cu presa și toată lumea vorbește despre scoaterea în afară a legii a partidului politic. Și sunteți prima persoană care corect a formulat că nu este vorba despre scoaterea în afară a legii. Este vorba despre verificarea constituționalității acțiunilor acestui partid. Ceea ce sunt chestiuni, chiar dacă ele par a fi foarte apropiate, ele sunt foarte diferite. Noi nu suntem în prezența unui control de legalitate, dar în prezența unui control de constituționalitate. Dar care ar fi diferența, ca să înțelegem? Pentru că apare o confuzie. Aici e partea cea mai interesantă a speției. În cadrul unui control de legalitate, instanțele verifică dacă un partid politic sau alt subiect respectă cerințele legale. Adică, dacă respectă cerințele legale de a referitor la finanțarea partidelor și așa mai departe. În cadrul controlului de constituționalitate sunt completamente este folosit completament alt set de argumente. Și anume, încălcarea unor principii constituționale fundamentale care pot afecta principiile democratice de funcționare a unei țări. Deci e mult mai grav. Da, cu un nivel mai sus. Haideți să încercăm să le vedem așa ca o ierarhizare. Da, este ierarhic, sunt plasate superior, deoarece încălcarea bunăoară a regulilor de finanțare a partidelor politice, într-un fel poate influența un scrutin electoral, poate influența un exercițiu electoral, dar nu afectează principiile fundamentale ale statului. Ori atunci când vorbim despre încălcarea unor principii fundamentale constituționale, este vorba de de pericole opozabile întregii societăți și întregului sistem de valori care stă la baza unei societăți. Din aceste considerente, cred eu, pentru Curtea Constituțională va fi foarte important să audă astăzi argumente anume din acest fișier, care sunt legate de constituționalitate. Deoarece eu am urmărit atent declarațiile fostului ministru, domnul Litvinenko, atunci când a fost depusă această sesizare și am văzut multe argumente legate de aspectele legale, sau anume de legalitate, dar puțin mai subțiri erau acele argumente legate de constituționalitatea unui partid. Ca să înțelegem despre ce este vorba, bunăoară în Germania. Au fost câteva cazuri când Curtea Constituțională Federală Germană a examinat acțiuni care au fost depuse de Bundesrat privind constituționalitatea unui partid politic de extremă dreaptă.
Și atunci curtea nu a examinat aspectele legate de finanțarea partidului, respectarea legislației electorale, legilor cu privire la propagandă și așa mai departe. A examinat în ce măsură acest partid promovează mesaje care pot veni în contradicție cu principiile fundamentale ale Constituției Republicii Federative Germane și în plus au examinat în ce măsură mesajele date sunt nu doar promovate, dar și acțiunile partidului într-un fel vin să întreprindă pași concreți pentru a pune în aplicare aceste mesaje extremiste. Și acum cred că Curtea din Moldova are cam aceeași misiune, să vadă în ce măsură mesajele promovate de acest partid vin în contradicție cu principiile fundamentale a Constituției. Și al doilea aspect, trebuie să vedem la modul practic, dacă prin acțiunile care sunt făcute, aceste acțiuni vin sau nu să submine aceste principii fundamentale. Este un proces, într-adevăr, în premieră pentru Republica Moldova. Îl vedeți ca pe unul juridic sau totuși mai degrabă unul politic? Bineînțeles că este o chestiune disputată în ce măsură Curtea Constituțională este o instanță pur juridică sau una mai mult politică. Este o instituție politico-juridică, dacă vreți așa, și este foarte complicat de a face o linie foarte clară și tranșantă de delimitare a dimensiunii juridice și politice acestui proces. Eu cred că este un proces juridic, dar cu conotații foarte puternice de ordin politic. Ce argumente trebuie să prezinte guvernul? Din ce am reușit să urmărim, am văzut aceleași argumente privind finanțarea, dar dacă să ne oprim un pic la finanțare, probabil contează foarte mult de unde vine această finanțare. Și nu doar dacă e vorba de niște, nu știu, contabilități neclare, dar și sursa banilor. Probabil acesta ar fi un argument pe care ar trebui să-l prezinte guvernul. Este un argument important, în general, împotriva unui partid politic atunci când vine vorba de finanțare. Eu am mai spus și cu alte ocazii, cred că transparența finanțării procesului politic este elementul esențial al democrației. Nimic nu fraudează democrația și instituțiile democratice mai mult decât finanțarea intransparentă. Poți avea o legislație perfectă, poți avea reguli de joc mult mai bune decât sunt în media generală europeană. Acolo unde apar banii murdari, regulile sunt fraudate. Mai mult ca atât, însă și în ziua alegerilor poți avea alegeri perfecte, cu respectarea absolut a tuturor rigorilor, ele fiind fraudate din oficiu, prin folosirea banilor murdari. E o problemă esențială a procesului democratic. Și eu cred că în fața actualei puteri, asta este una dintre cele mai mari provocări de a asigura că viitoarele scrutine electorale, cel care urmează anul acesta local, anul viitor, cel prezidențial și mai apoi parlamentar, să nu avem bani necontabilizați sau bani negri. Nu este vorba doar despre aspecțiile, despre dimensiunea pur corupționistă. Și asta este importantă. De unde apar bani negri? Ei apar bani dintr-o anumită zonă a economiei care sunt extrași prin scheme corupționiste. Altfel ei nu au de unde veni. Dar este și mai grav. Există surse de finanțare care vin din partea unor state care promovează acțiuni ostile împotriva Republicii Moldova și împotriva intereselor noastre de a dezvolta un stat democratic. Dar aceste aspecte, ele țin mai mult de legalitate și legea cu privire la partide, conține sancțiuni exacte. Cum trebuie să fie sancționat un partid politic pentru încălcarea acestor principii legale. Dacă vorbim despre constituționalitate sau ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională, eu cred că autorii sesizării trebuie să demonstreze că aceste finanțări și în mod special acțiunile practice ale partidului respectiv vin să submine principiile fundamentale care ar garanta sistemul democratic.
Nu este o sarcină simplă de a face acest lucru. Adică noi trebuie să trecem, ar trebui să se treacă de la chestiuni simple, cum ar fi cumpărarea unui legător, la chestiuni mai înalte care ar demonstra, dacă sigur există asemenea argumente, că astfel de acțiuni, în general, fraudează întregul sistem democratic și pune în pericol întreaga funcționare a democrației în Moldova. Nu întâmplător, acesta este primul caz când Curtea Constituțională îl examinează, deoarece noi nu am avut niciodată probleme cu astfel de situații când s-ar fi cerut scoaterea de către Ministerul Justiției, declararea de către Ministerul Justiției a unui partid neconstituțional. Noi am avut un singur caz când la Curtea Constituțională s-a examinat refuzul Ministerului de Justiție de a opera modificări în legea unui partid politic, n-am să dau numele acum, în parte ce ține de mesajele uniuniste, și la acel caz Curtea a spus că însăși mesajul uniunist, chiar dacă el aparent vine cumva într-o anumită contradicție cu principiile sau însăși existența statului, atâta timp cât nu este însoțit de acțiuni practice, mă refer acțiuni de ordin violent, care ar veni în contradicție cu instrumentele democratice de promovare a mesajelor politice, astfel de mesaje nu sunt de natură să submine sau să fie calificate ca fiind neconstituționale. De asta eu zic că este foarte complicat să anticipăm ce va spune Curtea Constituțională astăzi. Nu este un exercițiu simplu deloc, și pentru a scoate în afara legii un partid de opoziție care are grup parlamentar și care are reprezentare la nivel local, Curtea va avea nevoie de argumente foarte serioase. Dar, în general, acest demers al guvernului, cum îl vedeți? Era necesar sau trebuia să se meargă totuși mai bine pe căile legale, pentru că avem deja un dosar privind finanțarea ilegală a partidului, mai mulți membri ai formațiunii sunt vizați de asemenea în dosare penale? Știți, eu cred că autorii sesizării au avut argumentele lor și au argumentele lor, altfel nu ar fi depus această acțiune. Eu am avut o singură și am o singură neclaritate în legătură cu acest dosar, care ține mai mult de dimensiunea practică. Să admitem că astăzi Curtea Constituțională va declara acest partid neconstituțional. Iată, aici vine neclaritatea. Ce se va întâmpla mai apoi? Partidul urmează a fi radiat. Cum se va radia acest partid? Noi avem codul civil care prevede o procedură de lichidare a persoanelor juridice. Această procedură durează câțiva ani de zile. Așa? Este greu de înțeles cum va fi aplicată această procedură în cazul unui partid politic care este reprezentat în Parlament. Al doilea element, ce se întâmplă cu grupul parlamentar? În regulamentul Parlamentului nu există nicio reglementare care ar clarifica ce se întâmplă cu un grup parlamentar în cazul în care partidul din care fac parte acești parlamentari este declarat neconstituțional. Ce se va întâmpla dacă mâine aceiași oameni cumpără pe piața secundară o ștampilă a unui partid politic, avem vreo 60-70, și își declară afiliile la un alt partid? Pot ei face sau nu pot face lucrul ăsta? Legea, iarăși, nu dă un răspuns nici de un fel în sensul ăsta. Ce se întâmplă cu aleșii locali? Ce se întâmplă cu mandatele actualilor deputați? Adică există o sumedenie de elemente care cel puțin mă împiedică să înțeleg care a fost scopul urmărit. Doar declararea neconstituțională a acestui partid, fără ca să urmeze o anumite consecințe de ordin practic, altceva decât să le ridice mingea la coș în ajunul celor trei campanii electorale acestui grup politic, nimic nu se va obține. Asta a fost singura mea nedumerire. Și nu înțeleg de ce legislația subsecventă nu a fost cumva ajustată, știindu-se că, bineînțeles, se urmărește acel asemenea scop de a merge la Curtea Constituțională, de ce nu a fost ajustată cu un an înainte, ca să știe toată lumea ce se va întâmpla. Acum, să zicem, Curtea Constituțională mâine sau astăzi îl declară neconstituțional, mâine toți vor căuta răspunsuri ce să facă. Și veți vedea că va fi un purcător mai mare decât o avem acum. Da, să înțelegem că aceleași persoane, dacă partidul este declarat ca fiind neconstituțional,
imediat își pot face un alt partid? Legea le va permite acest lucru? Da, da, este paradoxal ceea ce vorbim noi acum, dar la ora actuală nu există nicio interdicție care i-ar împiedica să fac lucrul ăsta. Ei mâine toți eu și depun cerere de intrare în alt partid politic, pe care sunt sigur că au câteva ștampile în buzunar. Anunț oficial biroul permanent al Parlamentului că partidul și-a schimbat denumirea sau că ei fac din alt partid sau devin independenți. Acolo este o carantină de 6 luni de zile prevăzută de regulamentul Parlamentului pentru cei care trec dintr-o formațiune altă, dar mă rog, asta nu schimbă datele probleme. Și mâine vedem aceiași oameni pe stradă exact cu aceleași lozinci, doar că în loc de actuala denumire va mai apărea încă un cuvânt sau va dispărea un cuvânt sau se va numi Furgușor sau cum acolo, nu mai știu eu, lucrul ăsta este posibil. Și de asta ziceam că nedumerirea mea vine nu din intenția autorului, deoarece, într-adevăr, intențiile politice ale autorilor nu sunt absolut clare, anume consecințele de ordin practic. Asta este partea a doua. Dar să nu anticipăm, eu nici pe departe nu sunt convins că Curtea Constituțională va lua o decizie de a declara acest partid neconstituțional. Nici pe departe, deoarece este o decizie cu o dimensiune politică foarte pronunțată și eu cred că nici o curte cu greu și-ar asuma un astfel de rol, știind că urmează să treacă și alt tipuri de control, inclusiv la Curtea Europeană, sunt mecanisme de control și protecție și nimeni nu ar fi dorit să iau o decizie de acest gen dacă nu ar exista niște argumente foarte serioase. Din ceea ce ați văzut până acum, să înțeleg că nu v-a convins din argumentele prezentate de guvern. Eu să vă spun sincer ca observator, eu nu sunt în țară de mulți ani și încerc să văd ce se întâmplă în țară prin ecranul calculatorului, dar din ceea ce văd eu nu am dubii vis-a-vis de problemele de finanțare a partidului. În acest sens, aparent există argumente, au fost mai multe situații unde lucrurile astea au ieșit în evidență și nu există. Dar cât ține de constituționalitatea, când vorbim de constituționalitate, trebuie mai întâi de toate să verificăm mesajele politice ale partidelor. Sincer să fiu, acest partid nu are niciun mesaj politic care să-l poți califica în niciun fel. Deoarece este mai degrabă un grup de un proiect, eu l-aș vedea, decât un partid politic. Dacă ar fi să analizăm mesajele politice ale Partidului Socialiștilor cu declarațiile lui Igor Dodon că nașterea Adam și pozele lui ostentative cu copiii și cu panglica Sfântului Gheorghe în piept, știind că ea este interzisă de lege, aceste șmecherii ar ridica mult mai multe probleme de constituționalitate decât cei ce... Partidul ușor nu este partid în accepțiunea clasică a cuvântului. Este un proiect care are un scop foarte clar de a ajunge la putere cu scopuri foarte clare. Nu o să poate nimeni să-mi spună ce doctrină are acest partid, ce sunt ei. Naționaliști, democrați, liberali, social-democrați, ei nu au o culoare politică. De asta curții va fi complicat să analizeze dimensiunea asta. Ei nu o să iau auzi. Ei protestează împotriva guvernării? Păi, toate partidele care se află în opoziție, toată viața au protestat împotriva guvernării. Dar asta nu înseamnă că am ajuns în zona neconstituționalității. Cazul din Germania la care m-am referit, despre un partid naționalist care, de fapt, promova subtil acele mesaje aproape de mesajele naziste și etala o simpatie deschisă pentru mesajele naziste. Era o chestiune de ideologie, dar nici în acest caz vreau să zic că Curtea Constituțională Federală din Germania nu l-a declarat neconstituțional, invocând același argument. Însăși mesajul, cât timp nu este însoțit de anumite acțiuni practice care realmente ar face posibilă subminarea principiilor constituționale fundamentale, nu sunt suficiente pentru a-l scoate în afara legii. De altfel, de două ori a fost examinată această problemă de Curtea Federală de la Karlsruhe și în ambele cazuri a fost un mesaj negativ. Țin în cont că la ei Bundesrat, adică Camera Reprezentanților, a venit cu solicitare explicită pe acest dosar. Da, dacă să zicem că până acum se ajungea cu o decizie în acest dosar privind finanțarea ilegală a partidului și se dovedea că banii vin din Federația Rusă, ar fi fost un argument mai puternic care să fie pus pe masa judecătorilor? În mod normal nu, dar în condițiile războiului hibrid pe care îl poartă Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, eu cred că ăsta ar fi fost un argument. Dacă lucrul ăsta este posibil de demonstrat,
Da, în mod normal nu. Legea interzice finanțarea partidului din exterior. Sunt sancțiuni prevăzute în legislație în acest sens, ele puteau fi aplicate, dar în cazul de față, când noi suntem realmente ținta unui război hibrid care are ca și scop totalmente destabilizarea țării noastre, eu cred că ăsta ar putea fi un argument serios în fața curții. Dar depinde judecătorii curții ar accepta astfel de argumente. Vreau să vă zic că după decizia care a fost dată pe panglica bicoloră, eu nu aș fi atât de sigur că astfel de argumente ar fi de natură să convingă curtea sau să o sensibilizeze pe această dimensiune. Deci, contextul actual probabil e un factor ceva mai subiectiv, dacă l-ar fi luat sau nu în considerare. E un factor, știți, hai să zicem așa, eu cred că și o chestiune obiectivă. Noi nu suntem copii mici și noi ne dăm seama. Federația Rusă finanțează mișcările politice în Republica Moldova nu pentru a consolida democrația și statul de drept. Sigur că ei au cu totul alt scop. Ei vor să distrugă tot ce mai există din sistemul democratic. Scopul lor este să provoace cât mai multă incertitudine și haos, astfel încât să-și poată promoveze un grup politic apropiat lor la putere ca să preia controlul asupra țării. Aici nu trebuie să... Nu avem nevoie de formule matematice ca să vedem lucrul ăsta. Dar este o problemă între ceea ce vedem noi și este cu totul altceva când o curte constituțională trebuie să argumenteze o decizie. Trebuie să încercați să înțelegeți cum ar arăta misiunea unui judecător care trebuie să vină cu argumente, nu cu vorbe și nu cu supoziții. Ceea ce fac eu acum. Eu acum, de fapt, vorbesc mai mult în supoziții și presupuneri. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre faptul că guvernul a ales să fie reprezentat de un birou de avocați și nu și-a trimis reprezentanții. Mi se pare așa, nu știu, eu nu vreau să o știu foarte bine pe actuala ministră. E o persoană agreabilă, chiar n-aș vrea cum să apar eu cu critici vis-a-vis de... Ea știe mai bine ce are de făcut, dar e o decizie așa surprinzătoare pentru mine, deoarece Ministerul Justiției este cel care a formulat, de fapt, pretențiile la curte și Ministerul, mai bine ca oricine altul, știe să le argumenteze. Acum, biroul care a fost selectat pentru astfel de acțiuni, din câte cunosc eu, poate greșesc, dar nu mi-am amintesc niciodată să l fi văzut la Curtea Constituțională cu vreo excepție de neconstituționalitate. Adică nu sunt convins că au calificarea necesară de a opera anume cu acele argumente de ordin constituțional și nu cu argumente care se folosesc în fața instanțelor de drept comun. Dar este decizia Ministerului, din punct de vedere al legislației nu există nicio problemă. Orice persoană juridică, inclusiv guvernul sau ministerul, are dreptul să recurgă la serviciile unui avocat în cazul în care consideră că acest lucru îl avantajează. Legal nu există nicio problemă. Eu am anumită, hai să zicem așa, o neclaritate situația în ansamblu. Eu nu mi-amintesc cazuri de acest gen. Și ca regulă cel mai bine își argumentează poziția reclamantul, mai ales că vorbim de Ministerul Justiției, unde sunt cel puțin câteva persoane care au calificări foarte bune în domeniul dreptului constituțional, foarte bune, chiar excelente, aș zice. Eu nu vreau să le dau numele, dar știu cel puțin doi oameni din Ministerul Justiției care ar putea face perfect să-l exprimi cu această misiune, mai bine decât alții. Trebuia sau nu să fie recuzat domnul Nicolae Roșca? Sau poate să se autorecuze, dacă există așa o procedură? Sincer să fiu, eu nu văd argumente pentru a-l recuza pe domnul Roșca. Mai mult ca atât, că am văzut mereu cu ochii proști procedura însăși de recuzare a judecătorului la Curtea Constituțională. Noi trebuie să înțelegem că la Curtea Constituțională nu se judecă cazuri private. Se judecă legea. Asta nu este o curte a faptelor, ci a legilor. Și faptul că un judecător a avut cândva o atitudine publică pe un subiect sau altul, nu înseamnă nici de cum că afectează independența lui în luarea unor decizii. Asta e poziția mea de mai mulți ani de zile, cred că am vreo 15 ani de când tot încerc să conving lumea că nu este Curtea Constituțională locul unde trebuie să fie aplicate aceleași proceduri de recuzare ca și instanțele de drept comun. Faptul că domnul
președinte Roșca a fost avocatul, am zis că ăsta a fost argumentul, că a fost avocatul actualei președinte, eu nu văd nicio legătură între aceste două fapte și pretențiile de neconstituționalitate care sunt ridicate în privința acestui partid. Cu ușurință poți fi avocatul doamnei președinte într-un dosar civil sau oricare altul, dar în problema legată de aprecierea faptelor constituționalității unui partid politic, să ai cu totul alt punct de vedere. De asta eu cred că sunt cam subțiri argumentele care au stat la baza acestui demers de recuzare. Ați menționat despre faptul că atunci când se ia o decizie, dacă s-ar urma să se ia o decizie privind neconstituționalitatea partidului, aceasta va fi cumva, ar putea fi verificată, adică există instanțe la care poate fi contestată o asemenea decizie, ca să înțelegem, că știam că deciziile curții sunt definitive. Ele sunt definitive, bineînțeles, și le sunt executorii, fără niciun dublu, dar asta nu înseamnă că persoanele care se vor considera în mod potențial vizate de încălcare a anumitor drepturi ar putea să meargă la Curtea Europeană. Și vreau să vă zic că scoaterea în afara legii a unui partid politic parlamentar e o problemă. E o chestie complicată. Noi nu vorbim acum, trebuie să înțelegem. Noi când spunem partid ușor, vedem un tablou. Atunci când în afara țării se discute despre scoaterea unui partid parlamentar de opoziție în afara legii, e văzut altfel, ca o relație dintre putere și opoziție. De asta noi nu trebuie să încurcăm sub nicio formă lucrurile aici. Domnule Tănase, mulțumim foarte mult pentru aceste detalii, informații. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc mult succes. Mulțumim.